Și dragi părinți, dragoase magi, mistericioși și credincioase, înainte de a încheia ziua de astăzi, vreau să îmi exprim bucuria că suntem în prima sărbătoare mare a anului care a început 2013, închinată unui sfânt român, Sfântul Cuvios Antipa de la Caracodești. Este cuviosul care este cinstit deopotrivă atât în Ortodoxia greacă, cât și cea rusească, pentru că acest părinte a împărțit petuirea sa într-un Domnul în toate sferele acestea de trăire ortodoxă ale Ortodoxiei Universale. Avem bucuria că acest părinte al Bisericii de la sfârșitul veacului al XIX-lea, care a strălucit ca o lumină veșnică atât în Athos, aici în Moldova, cât și în nordul Ghețata a Rusiei, a strălucit ca o lumină, încât această lumină a fost văzută tuturor. Nu s-a pus sub obroc și nici vânturile, nici toate furtunele nu au putut să o stingă. Ea a fost aprinsă de lumina preasfântei Trăimii, pentru faptul că orice sfânt cuvios se aprinde mai întâi de flacăra Trăimii, în lumina botezului care s-a botezat. Și bineînțeles, totdeauna când această lumină se aprinde în noi, ca ființe conștiente, aducem fundelenul bucuriei care întreține candela aprinsă și această candelă este văzută tuturor. Sfântul Antipa de la Caracodești este născut în diversele eparhiei noastre, în sudul ei, în județul Bacău, în comuna de Alomori, în satul Caracodești, un sat care probabil pe vremea aceea era mai înstărit, acum doar mai sunt câteva case și câțiva credincioși de a cărui purtare de grijă se ocupă călugării care sunt în mănăstirea de acolo, care s-au înființat în ultimul timp. Însă, din anul 1992, când Biserica noastră Ortodoxă a tras concluzie ca să canonizeze, să proclame canonizarea unor sfinți, a făcut-o și pentru Sfântul Cuvios Antipa de la Caracodești, care era cunoscut ca un cuvios părinte din muntele Athos, de aceea îi spunea că Antipa Atonicul. Și după aceea s-a dus în părțile Novgorodului, unde a și murit. A trecut la Domnul, iar acolo a fost cunoscut ca Sfântul Cuvios Antipa Romului. Ceea ce ne privește, avem o datorie. Noi, cei care facem parte din eparhia Romanului și Bacăului, legi și credincioși, ca să amplificăm cultul, viața lui fiind îmbunătățită, fiind bogată în atâtea învățăminte, el nefiind un mare teolog, dar un mare trăitor al Evangheliei, și aceasta s-a văzut prin sfințenia vieții, care a fost remarcată de credincioși acolo unde a viețuit, fie în părțile Greciei, în părțile noastre ale Moldovei și în părțile înghețate din nordul Rusiei, la Novgorod. Ei bine, pentru faptul că el este român și începutul vieții sale sinăstrești, a fost în părțile Moldovei la Braz, mănăstirea Braz, unde a fost cândva martirizat Sfântul care a stat pe scaunul bătăcesc de la Roman, Teodosie de la Braz. Ei bine, după aceea, cu binecuvântare, a plecat în muntele Athos, tocmai în momentul în care în muntele Athos se construia renumitul schit Prodromos, care este un schit românesc și unde s-au oprit de-a lungul veacurilor în Evlavie și într-o ascultare atâția călugări români, moldoveni, munteni și ardeleni. El a fost angajat pentru la construcția acelui schit și după viața lui de sinăstrie, a plecat cu ascultare să adune lucruri și materiale pentru continuarea lucrărilor de acolo.
și astfel a peregrinat în Moldova, a ajuns la Iași, la Buciu, de acolo cu binecuvântarea a plecat în părțile Chievului, apoi în părțile Moscovei, după aceea Sankt Petersburg, până ce a ajuns la mănăstirea Noul Balaam, unde și-a dat obștescuri sfârșit. Pentru faptul că am avut bucuria, într-un fel sau altul, să merg pe urmele acestui sfânt, atât în Grecia, cât și în țara noastră, nu încă în părțile înghețate ale Nordului Rusesc, ei bine, mi-am dat seama că este un cuvios părinte deosebit. Și atunci când am fost în Sfântul Munte Athos, în ultimii ani sau ultimele luni din viața pământească, egumenul prodromului, care a trecut la Domnul acum 2 ani, Părintele Pătrolii Tănase, mi-a încredințat o părtecică din maștere Sfântului, care era în păstrare și în evlave la călugării de la prodrom, și aceea am adus-o pe evlave și am pus-o spre închinarea credincioșilor, dat fiind faptul că Sfântul se trage și trage o pârșie din părțile noastre ale Moldovei, în respectiv din județul Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, și atunci pentru evlavia, pentru a hrăni evlavia frăților voastre credincioșilor, această părtecică, prin grija căruverilor și slujitorilor de la catedrala noastră, este pusă în acest chivot frumos, care vom încerca să facem un pelerinaj, o procesiune scurtă, care s-a statornicit încă de anul trecut, știți cei care participați la, în această zi la închinarea și la cinstirea Sfântului Antipa de la Calapodești. Asemenea vom face și noi în seara aceasta, urmând ca în anii următori, poate cumva Sfântul, văzând de aici, cinstit, este onorat, îl prețuim cu evlavie, va rânduie Dumnezeu ca să vină și celelalte părtăcere mai însemnate, care rămas și sunt puse spre închinarea credincioșilor în mănăstirea Sfânta Trăime de la Balaam, să vină acasă să împodobească locașele noastre de închinare, fie la catedrala de aici, fie la catedrala de la Bacău sau în mănăstirea care se organizează și care începe să se construiască în ultimii ani. Unde actualmente este în construcție o frumoasă biserică în statul Calapodești, respectiv în mănăstirea Cuviosului Antic, care sperăm să fie terminată în anii următori și cred că Sfântul, dacă va binevoi Dumnezeu și El, prin voia lui Dumnezeu, să vină acasă și să binecuvinteze ținuturile de unde a plecat și de unde a pornit primii pași către viața sihăstrească, către viața închinată de Dumnezeu, viața consacrată a călugării. Și că vom face și noi acest pelerinaj cu părinții care au binevoie să vină să întregească sărbătoarea de astăzi, de seara aceasta, care se va consima mâine, și vom cânta acadistul Sfântului Antipa de la Calapodești, care a fost deortosit în ultimul timp din Preapărintele Părintele Patriarh, la propunerea noastră, care va fi cântat și care, bineînțeles, acatist, care trebuie să fie cântat în ce în ce mai mult de vizii noștri. Pentru că prin aceasta vom spori evlavia către cuvioșul Antipa și către cuvioșii părinții ai neamului nostru român.
Ajută-ne în vremea ispitelor și necazurilor care ne împresoară ca să-ți cântăm. Bucură-te cale bună pelerinilor zeloși, bucură-te sfânt duhovnic pentru drept și cuvioși, bucură-te far prin care Dumnezeu ne luminează, bucură-te că întru tine Evanghelia lucrează, bucură-te doctor ce vindeci bolile nevindecate, bucură-te că rogi pe Domnul să ne ierte de păcate, bucură-te bun părinte pentru copiii orfani, bucură-te scut puternic ce alungă pe dușman, bucură-te biruință în războiul nevăzut, bucură-te că vezi chipul celui în care a crezut, bucură-te frumusețe în lumină negrăită, bucură-te ajutorul celui ce cade în ispită, bucură-te părinte Antipa, iubitorule de pusnicie! Bucură-te, părinte Antipa, iubitorule de pusnicie!